Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou. În acest video vreau să povestesc despre compania Shen Holding. Cine nu cunoaște, cred că mulți o cunosc. Ce reprezintă compania Shen Holding? Este o companie care ne permite nouă să devenim posesori a unui auto nou. De pildă, dacă începem abia acum, trecem câteva etape, deci aici merge vorba că ne înscriem, spunem așa, într-un careva rând și treptat undeva într-un an, doi, ajungem să primim un automobil nou-nouț, dacă începem abia acum, de 15.000 de euro. Deci, după calculul meu, undeva iese 2-3% din prețul real a mașinii trebuie să de investit. Astfel de programe sunt foarte răspândite în Europa. Și SUA, cine cunoaște compania Tesla, dar ideea care că deja din septembrie, dacă nu greșesc, am trecut 2016 compania startup și sunt deja primii posesori de auto care deja se folosesc de aceste automobile. Deci uitați, automobil nou-nouț luat de la saloane auto care se încadrează în categoria dată care am ales. Deci, prima categorie este de 15.000 de euro și ca să aflați mai multe detalii, vă recomand să ieșiți la contact care este indicat sub acest video, este indicat Skype-ul meu sau eu știu. Deci, ar fi bine să discutăm prin voce, căci sunt foarte, foarte multe nuanțe în această afacere. Deci, trebuiește de participat ca să poți primi această mașină de pildă. Și deja pește câțiva ani, dacă nu ești activ, în jur de 3 ani, primești altă mașină gratis, în care va sens să primești că cândva ai început primii pași în programa de 15.000, deci cum se primește? Începi cu 340 de euro, într-un an, doi ajungi și ești posesor de automobil dat cu asigurare casco, cu deservire, cu benzină sau motorină plătită pentru 30.000 de kilometri. Deci sunt multe nuanțe, deci ca să nu fac un video lung, vă recomand să mă contactați și deja de la categorie la categorie se trece gratis. Deci când ajungi la categorie de 400.000, deja la nivelul același și vă mențineți. În afară de asta sunt multe, multe alte feluri de venituri în compania Shen Holding. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.